sărbătoarea dedicată zilelor școlii Simion Bărnuțu s-a desfășurat pe parcursul a 2 zile. Una dintre cele mai așteptate activități a fost parada costumelor. Cei peste 800 de elevi ai școlii s-au costumat în personajele lor preferate și au dat viață unei parade a costumelor, plimbându-se prin centrul municipiului Zalău. Prinți și prințese, luptători și gladiatori, zâne și zmei au invadat centrul Zalăului, impresionând trecătorii printr-o paradă a costumelor. După ce și-au expus costumațiile, elevii au revenit în curtea școlii, unde au realizat un flash mob. Thank you.
Așa cum ați observat de ieri, am alocat zilelor școlii două zile, una în care au avut loc activitățile festive și alta astăzi în care au avut loc activități distractive. Încă de dimineață, de la ora 8:30, am desfășurat o multitudine de activități împărțite pe anumite segmente. A fost dimineața la 8:30 un concurs de kendama, o atractivitate foarte mare, copiii au fost încântați de un astfel de concurs. Am avut de asemenea un concurs de graffiti, artă suburbană în zonă centrală, concursuri sportive distractive, timp de o oră și jumătate, iar de la ora 11 am avut o activitate extrem, extrem de plăcută pentru copii, o paradă a costumelor, iar în ultima parte, un moment de flash mob extrem de energizant pentru a marca, așa cum se cuvine, zilele școlii. Mă bucur nespus de mult că astăzi au fost implicați la activități absolut toți copiii școlii și de asemenea un număr foarte, foarte mare de părinți. Fiind un moment festiv, acum la final un gând pentru toți copiii de aici, poate ne dați și un număr pentru toți părinții care au copii aici, pentru bunici? În școala noastră sunt 893 de copii care studiază aici. Sper că cele două zile au fost zile minunate, zile pe care nu le voi uita de grabă. Promit încă de acum că această activitate, aceste zile vor avea ciclicitate anuală, mai ales pe partea de activități distractive, spectacole. Vrem să scoatem în față elevii care au rezultate foarte bune la învățătură, dar în același timp au și abilități, au calități artistice sau de altă natură, astfel încât să se poată exprima cât mai bine în fața celorlalți. Carnavalul a fost organizat în parteneriat cu Asociația Părinților de la Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu, printr-un proiect finanțat de Direcția Județeană de Tineret și Sport Sălaj.